bun găsit tuturor la cel de-al șaselea episod al serialului Credință fără religie. Orice minte deschisă pentru a înțelege mesajele ascunse din spatele cuvintelor care compun textele scripturilor antice, trebuie să cunoască patru mari adevăruri pe care preoții sau ceilalți învățători religioși nu se prea îngrămădesc să le explice. 1. Aceste texte nu sunt lecții de istorie și nu conțin descrieri exacte ale unor evenimente istorice reale. 2. Textele scripturilor nu sunt biografii ale sfinților în adevăratul sens al cuvântului. 3. Ceea ce noi cunoaștem astăzi sub numele de Biblie este rezultatul unei selecții impuse de Conciliul de la Nicea din anul 325 după Hristos, patronat de împăratul Constantin cel Mare. Cele mai multe învățături ale creștinismului timpuriu, cu precădere cele gnostice, au fost excluse din rândul celor care alcătuiesc astăzi Biblia și ascunse ochilor muritorilor de rând mai bine de 1500 de ani. În acești 1500 de ani au trăit mai bine de 60 de generații de creștini care nu au cunoscut alte învățături decât cele impuse prin forță, spaimă, cruzime și mult sânge vărsat de capii bisericii timpurii. Toate cărțile, scrisorile, odele sau evangheliile care compun Biblia de astăzi, denumite canonice sau acceptate, au suportat modificări substanțiale prin traduceri făcute pe placul mai marilor bisericii. Cu toată strădania celor îmbrăcați în straie strălucitoare, adevărul nu a putut fi ascuns oamenilor care au cercetat atât scripturile nealterate de traduceri la comandă, cât și pe cele scoase cu forța din rândul textelor canonice. Și al patrulea mare adevăr este acela că mesajul divin al textelor scripturilor se ascunde în spatele unui limbaj simbolistic foarte sofisticat, pe care unele minți luminate au reușit să-l decripteze și să-l facă cunoscut omenirii. Cel mai mare cercetător în domeniu este maestrul Neville Goddard. Este greu după 1500 de ani și 60 de generații indoctrinate cu dogme religioase să-i faci pe oameni să înțeleagă că toți au darul divin primit la naștere, acela de a fi co-creatori alături de Dumnezeu. Este greu, dar nu imposibil, iar oamenii încep să se trezească. Astăzi vorbim despre secretele celor 12 ucenici ai lui Iisus, ce simbolizează cei 12 în interpretarea maestrului Neville Goddard, cel care a primit lumina de a vedea scripturile ca pe o dramă psihologică ce se întâmplă în viața fiecăruia dintre noi. Cei 12 ucenici reprezintă cele 12 calități ale minții care pot fi controlate și disciplinate de om. Disciplinate vor urma tot timpul porunca celui care le-a disciplinat. Aceste 12 calități din om sunt potențiale fiecărei minți. Nedisciplinate, acțiunile lor seamănă mai mult cu acțiunile unei gloate decât cu cele ale unei armate disciplinate. Toate furtunile și confuziile care îl copleșesc pe om își pot găsi originile direct în aceste prost corelate caracteristici ale minții umane în starea adormită actuală. Până ce vor fi trezite și disciplinate, ele vor permite fiecărui zvon și emoții senzitive să le perturbe. Când aceste 12 atribute ale minții sunt disciplinate și aduse sub control, cel care reușește acest control le va spune: de acum vă voi numi nu robi, ci prieteni. Ioan 15:15. Omul care aduce sub control cele 12 atribute ale minții știe că din acel moment înainte, fiecare dintre cele 12 atribute îi va deveni prieten și îi va servi. Numele celor 12 calități le dezvăluie propria lor natură. Aceste nume sunt Simon,
care mai târziu va fi supranumit Petru, Andrei, Iacov, Ioan, Filip, Bartolomeu, Toma, Matei, Iacov cel mic, Tadeu, Simon Cananitul și Iuda. Prima calitate de chemat și disciplinat este Simon Petru, sau atributul auzului. Această facultate, când este ridicată la nivel de ucenic, permite să ajungă la conștiență numai a celor impresii cărora auzului i s-a poruncit să le lase înăuntru. Indiferent ce ar putea sugera înțelepciunea omului sau evidența transmisă de simțuri, dacă asemenea sugestii și idei nu sunt în legătură cu ceea ce aude, omul care disciplinează această calitate rămâne nemișcat. Această abilitate a fost instruită de domnul său și făcută să înțeleagă că fiecare sugestie căreia îi permite să treacă prin poarta sa, ajungând la domnul și stăpânul său, conștiența sa, își lasă impresiunea acolo, impresiune care trebuie în timp să devină o expresie. Instrucțiunea lui Simon este că ar trebui să permită numai vizitatorilor demni și onorabili sau impresiilor de acest fel să intre în casa, conștiența domnului său. Nici o greșeală nu poate fi acoperită sau ascunsă de stăpânul său, căci fiecare expresie a vieții îi spune domnului său cui i-a oferit, conștient sau inconștient, ospitalitate. Când Simon, prin lucrările lui, se dovedește a fi un ucenic adevărat și credincios, atunci primește supranumele de Petru sau Piatră, ucenicul nemișcat, cel care nu poate fi mituit sau constrâns de niciun vizitator. Este numit de către domnul său, Simon Petru, cel care aude cu credință poruncile domnului său și nu aude nimic altceva în afara acestor porunci. Acest Simon Petru descoperă eu suntul a fi Hristos și pentru descoperirea sa primește cheile cerurilor și este făcut piatra de temelie pe care se sprijină templul lui Dumnezeu. Clădirile trebuie să aibă temelii ferme și numai auzul disciplinat poate, auzind că eu sunt este Hristos, să rămână ferm și nemișcat, în cunoașterea că eu sunt Hristos și afară de mine nu este alt mântuitor. A doua calitate de chemat la ucenicie este Andrei, sau curajul. Prima calitate, credința în sine însuși, dezvoltându-se, își cheamă automat la viață fratele, curajul. Credința în sine care nu cere ajutor omului, ci singură și în tăcere își însușește conștiența calității dorite și, în ciuda rațiunii sau a evidențelor contrare simțurilor sale, continuă răbdător credincios să aștepte în cunoașterea că revendicarea sa nevăzută, dacă este susținută, trebuie să se materializeze. Asemenea credință dezvoltă un curaj și o tărie de caracter ce sunt dincolo de cele mai îndrăznețe vise ale omului nedisciplinat, a cărui credință stă în lucrurile văzute. Credința omului nedisciplinat nu prea poate fi numită credință, fiindcă de i s-ar lua armatele, medicamentele sau înțelepciunea omenească în care este pusă credința lui, credința și curajul lui ar dispărea odată cu ele. Dar de la cel disciplinat, întreaga lume ar putea fi luată și totuși el va rămâne credincios în cunoașterea că starea sa de conștiență, acea stare în care el rămâne, trebuie să se întrupeze la timpul potrivit. Acest curaj, Andrei, este fratele lui Petru, ucenicul care știe ce înseamnă a cuteza, a face și a tăcea. Următorii doi chemați sunt tot înrudiți. Ei sunt frații Iacov și Ioan, Iacov cel drept și fratele său Ioan cel iubit. Dreptatea pentru a fi înțeleaptă trebuie administrată cu iubire, întorcând mereu celălalt obraz și tot timpul întorcând bine la rău, iubire pentru ură, pace la violență. Ucenicul Iacov,
simbol al judecății disciplinate, trebuie, atunci când este ridicat pe înaltul jilț de judecător suprem, să fie legat la ochi pentru a nu fi influențat de carne și nici să judece după aparențele firii. Judecata disciplinată este administrată de cel ce nu este influențat de aparențe. Cel care i-a chemat pe acești frați la ucenicie continuă credincios poruncii sale de a auzi numai ceea ce a poruncit să audă, anume binele. Omul cu această calitate disciplinată a minții este incapabil de a auzi și accepta ceva ca fiind adevărat, fie despre sine, fie despre alții, dacă acel ceva nu îi umple odată auzit inima cu iubire. Acești ucenici sunt unul și inseparabili odată treziți. Un asemenea disciplinat iartă toți oamenii că sunt ceea ce sunt. El știe, ca judecător înțelept, că fiecare om manifestă perfect ceea ce este ca om conștient a fi. El știe că întreaga manifestare se sprijină pe temelia neschimbătoare a conștienței, că schimbările de expresie pot fi aduse în vizibil numai prin schimbarea conștienței. Cea de-a cincea calitate chemată la ucenicie este Filip. Acesta cere să-i se arate tatăl. Omul trezit știe că tatăl este starea de conștiință în care sălășluiește omul și că această stare sau tatăl poate fi văzută numai așa cum este manifestată. El se știe a fi asemănarea sau imaginea perfectă a acelei conștiințe cu care el este identificat. De atâta vreme sunt cu voi și numai cunoscut, Filipe. Cel ce m-a văzut pe mine, l-a văzut pe tatăl. Cum zici tu, arată-ne pe tatăl? Nu crezi tu că eu sunt întru tatăl și tatăl este întru mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la mine, ci tatăl care rămâne întru mine face lucrările lui. Ioan, capitolul 14, versetele 9 până la 11. Tatăl meu și cu mine, conștiența și expresia sa, Dumnezeul și omul, sunt una. Acest aspect al minții, când este disciplinat, persistă până ce ideile, ambițiile și dorințele devin realități întrupate. Aceasta este calitatea care afirmă: și afară din trupul meu voi vedea pe Dumnezeu, care știe cum să facă din cuvânt trup și cum să dea formă celui fără de formă. Al șaselea ucenic este numit Bartolomeu și reprezintă facultatea imaginativă a minții, care odată trezită îl va distinge pe omul trezit de mulțimea adormită. O imaginație creativă îl plasează pe cel trezit deasupra omului obișnuit, dându-i aparența unei făclii de lumină într-o lume întunecată. Nicio altă calitate nu îl diferențiază pe omul trezit de ceilalți oameni, așa cum o face imaginația disciplinată. Aceasta este separarea grâului de neghină. Cei care au dat cele mai multe roade societății noastre sunt artiștii, oamenii de știință, inventatorii și alți oameni treziți, toți cu o imaginație vie. De s-ar face un sondaj pentru a determina motivul pentru care atât de mulți oameni aparent educați eșuează în anii de după facultate, sau un sondaj pentru a determina motivul diferitelor forme de venituri ale maselor, fără îndoială că s-ar constata un mare adevăr. Imaginația creativă joacă un rol important în viața oamenilor de succes și ea este ca atare cea care face diferența. Imaginația este cea care face din om un lider, pe când lipsa ei îl face un simplu urmăritor de lideri. În loc să dezvolte imaginația în om, sistemul nostru educațional o suprimă. Școala modernă îl forțează să memoreze un număr de texte din cărți, care la scurt timp sunt contrazise de cărți ulterioare. Educația nu se împlinește punând ceva în om,
Scopul educației ar trebui să fie acela de a scoate din om înțelepciunea care este latentă în el. Tu, cel sau cea care asculți acum acest mesaj, cheamă-l pe Bartolomeu la ucenicie, fiindcă numai înălțând imaginația creativă la rang de ucenic, vei avea capacitatea de a concepe idei care te vor ridica dincolo de limitările tale pe care ți le-ai impus până acum. Cel de-al șaptelea ucenic se numește Toma. Toma reprezintă calitatea disciplinată de a pune la îndoială sau de a nega fiecare zvon și sugestie care nu sunt în armonie cu ceea ce i s-a poruncit lui Simon Petru, auzul disciplinat, să lase să intre. Omul care este conștient a fi sănătos, nu datorită sănătății moștenite, dietelor sau climatului, ci datorită faptului că el este trezit și, cunoscând starea de conștiință în care trăiește, va continua în ciuda condițiilor lumii să manifeste sănătate. Omul trezit nu se cutremură de vestea că o plagă sau un virus a măturat pământul. El rămâne nemișcat și neimpresionat. Toma, cel ce se îndoiește atunci când este disciplinat, va nega faptul că acea boală sau orice altceva ce nu este în acord cu starea de conștiință căreia el îi aparține, ar avea puterea să-l afecteze. Această calitate a negării, atunci când este disciplinată, protejează omul de primirea impresiilor care nu sunt în armonie cu natura sa. Omul trezit adoptă o atitudine de totală indiferență față de sugestiile străine de ceea ce dorește el să manifeste. Negarea disciplinată nu este o luptă sau o străduință, ci o totală indiferență față de ceea ce nu vrei să fii. Matei, cel de-al optulea ucenic, este darul lui Dumnezeu. Această calitate a minții ne înfățișează dorințele omului ca pe daruri ale lui Dumnezeu. Omul care a chemat acest ucenic la viață știe că fiecare dorință a inimii sale este un dar din ceruri și că aceasta conține atât puterea cât și planul automanifestării sale. Un astfel de om nu pune niciodată la îndoială modul de materializare a dorinței. El știe că planul de manifestare a dorințelor în lumea materială nu este niciodată arătat omului, deoarece căile lui Dumnezeu sunt de nepătruns. Romani 11:33. El își acceptă pe deplin dorințele ca pe daruri deja primite și merge pe calea lui în pace, încrezător că ele vor apărea în lumea lui concretă. Al nouălea ucenic este numit Iacov cel Mic pentru a-l deosebi de Iacov, fratele lui Ioan. Iacov cel Mic reprezintă calitatea discernământului. O minte limpede și ordonată îl cheamă pe ucenicul Iacov la viață. Discernământul la care mă refer este abilitatea de a percepe ceea ce nu se arată ochiului fizic. Acest ucenic nu judecă după aparențe pentru că ele funcționează pe tărâmul cauzei. Iacov își folosește acest tip de discernământ al omului trezit și astfel nu este niciodată indus în eroare de efectele aparențelor. Clarviziunea este abilitatea care se trezește când discernământul reprezentat de Iacov este dezvoltat și disciplinat. Nu clarviziunea din camerele de ședințe ezoterice, ci adevărata clarviziune sau clarvedere a misticului, adică acel aspect al minții care are capacitatea de a interpreta, de a diagnostica ceea ce se vede. Tadeu, al zecelea, este ucenicul preamăririi, recunoștința întruchipată, o calitate care lipsește din nefericire omului nedisciplinat. Când această calitate a preamăririi și recunoștinței se trezește în om, el pășește având mereu pe buze cuvintele "Mulțumesc, Tată". El știe că mulțumirea și recunoștința lui pentru lucrurile încă nevăzute pe care și le dorește
deschid ferestrele cerurilor și îngăduie darurilor să fie turnate peste el. Omul care nu este recunoscător pentru lucrurile primite este puțin probabil să fie destinatarul prea multor daruri. Până ce această calitate a minții nu va fi disciplinată și nu va deveni a doua sa natură, omul nu va vedea deșertul înflorind precum trandafirii. Preamărirea și recunoștința sunt pentru dorințele omului transmise în ascuns lui Dumnezeu, exact ceea ce ploaia și soarele sunt pentru semințele nevăzute din sânul pământului. Cea de-a 11-a calitate chemată este Simon Cananitul. O sintagmă potrivită pentru acest ucenic este aducătorul de vești bune. Simon Cananitul sau Simon din țara laptelui și a mierii, atunci când este chemat la ucenicie, devine dovada că cel care cheamă această facultate la viață este conștient de abundența vieții. Acest aspect al minții disciplinate este incapabil de a auzi altceva decât vești bune și astfel este perfect calificat pentru a predica Evanghelia sau pentru buna vestire. Cea de-a 12-a și ultima dintre calitățile disciplinabile ale minții este numită Iuda. În mintea unui om simplu, îndoctrinat de dogmele religioase, Iuda este o ființă care și-a vândut sufletul Satanei și l-a trădat pe Iisus romanilor. Astfel, Iisus a fost răstignit, după care a înviat. O minte îndoctrinată de religii nu poate vedea, iar în cazul în care zărește totuși ceva, nu prea poate accepta că fără trădarea lui Iuda omul nu ar fi avut loc răstignirea, iar fără răstignire nu ar fi avut loc învierea, adică evenimentul central pe care se bazează religia creștină. Pentru creștini, fără învierea lui Iisus omul, nu există mântuire. Adevărul greu de suportat este acela că fără trădarea lui Iuda nu s-ar fi ajuns la răstignire, apoi la înviere și în ultimă instanță la mântuire. Dacă interpretăm strict mot a mot sau lumește actul trădării, am putea spune că a fost un lucru rău și că Iuda a fost un om rău. Dar cum rămâne atunci cu adevărul conform căruia, fără trădarea lui Iuda, nu ar fi avut loc jertfa lui Iisus, jertfă care aduce mântuirea creștinului? O explicație oarecum înțeleaptă pe care o primești de la un preot sau un pastor sună cam așa. Trădarea lui Iuda a făcut parte din marele plan al lui Dumnezeu. Păi dacă așa stau lucrurile, de ce îl judecăm pe Iuda Iscarioteanul ca pe un suflet care s-a vândut Satanei? Răspunsul este pe cât de simplu, pe atât de greu de înțeles pentru unii. Dacă îl judecăm pe Iuda cu judecata firească, nu putem să-l calificăm altfel decât ca fiind un om rău. Și înțeleg asta. Însă, deasupra acestui tip limitat de judecată, se află mesajul real pe care ni-l transmite simbolistica actului trădării. Iuda este o calitate intrinsecă dramei psihologice trăite de fiecare dintre noi. Când această calitate este trezită, omul știe că el trebuie să moară pentru ceea ce este înainte de a deveni ceea ce dorește să fie. Din punct de vedere simbolistic, suicidul comis de Iuda reprezintă calea misticului de a spune inițiatului că Iuda este aspectul disciplinat al detașării. Calitatea de a te detașa, atunci când este disciplinată, dă omului tăria de a renunța. Cel care cheamă această calitate la viață a învățat cum să-și ia atenția de la probleme sau limitări și să-și o așeze pe ceea ce este soluția sau mântuirea. Când omul realizează că acea calitate dorită, odată realizată, îl va salva și îi va deveni tovarăș, el își dă de bunăvoie viața, adică actuala sa concepție despre el însuși, pentru prietenul său, concepția dorită,
detașându-și conștiența de ceea ce el este conștient a fi și asumându-și conștiința a ceea ce el dorește să fie. Dumnezeu este iubire și nu este mai mare iubire la om decât aceasta, să-și dea viața pentru un prieten, nu-i așa? Acesta este conceptul suprem în jurul căruia a fost țesută întreaga poveste a creștinismului, jertfa lui Iisus, pentru ca cei ce cred în ea, prieteni fiindu-i astfel, să capete mântuirea. Până ce omul nu va renunța la ceea ce este acum conștient a fi, până nu va permite ca el cel vechi să moară pentru a se naște el cel nou, omul nu va deveni ceea ce dorește să fie. Acestea au fost cele 12 calități care s-au dat omului de la temelia lumii. Datoria lui este să le ridice la nivelul uceniciei. Când această datorie va fi împlinită, omul va spune: eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. A înțelege profund și corect limbajul simbolistic al textelor scripturilor nu este la îndemâna oricui după atâtea generații îndoctrinate cu dogme religioase. Recunosc, este mult mai simplu să iei cuvintele așa cum sunt decât să te străduiești să înțelegi profunzimea limbajului simbolistic al scripturilor. Pentru cei ce nu vor să se străduiască, nu există decât un singur tip de mesaj, acela că toți ne tragem fizic din Adam și Eva și nu are rost să ne întrebăm ce culoare avea pielea primilor doi oameni. Pentru voi ceilalți care vă străduiți, mesajul sună: fiți înțelepți ca șerpii și nepătați ca porumbeii, așa cum spune evanghelistul Matei la capitolul 10, versetul 16. Aștept părerile voastre în rubrica de comentarii și dacă vreți să faceți un mic test de atenție, răspundeți la următoarea întrebare. Cum se numește ucenicul care personifică imaginația controlată, cea mai mare forță creatoare a universului? În episodul viitor vom explica ce semnificație are groapa leilor și ce soluții avem să ieșim din ea, teferi și învingători pe deasupra. Pe curând și fiți binecuvântați cu multă înțelepciune și energie pozitivă!